lui Dumnezeu. Ea nu se clatină. Dumnezeu o ajută încă din revărsatul zorilor. Domnul să ne binecuvânteze în seara asta. Amin. Înainte de a citi textul în Scriptură, vreau să vă spun ce am discutat. Așa, omenește, după ce încep să citesc Biblia, deja vorbește Dumnezeu. Vreau să vă felicit pentru că ați făcut așa de frumoasă clădirea asta. Doresc să vă simțiți bine în ea. Și mai ales să vă bucurați în Domnul în ea. Amin. M-am bucurat și eu cu Gabi să vă văd, să vă revăd. A trecut ceva vreme de când n-am fost aici, dar mulțumim că Dumnezeu ne-a purtat și pe mine și pe voi în carul lui de biruință. Timpul zboară, probabil că mulți în timpul ăsta ați suferit, ați plâns, poate alții ați zâmbit. Și e prea puțin zâmbet în lumea asta. V-a mers bine, v-a mers rău, ați progresat materialul, financiar sau ați regresat, nu știu. Dar ce este important în seara aceasta să suntem aici în prezența lui Dumnezeu și am putut să ne rugăm, să-i cântăm și vrem acum să-l ascultăm, să vorbească inimile noastre. Amin. Dumnezeu să se atingă de noi. Amin. Voi citi un pasaj din Scriptura. Fratele Radu m-a întrebat ce să predic și nu mai gândesc. Să citesc un pasaj din Scriptură care n-ar fi nicio greșeală că să-l citim fiecare seară. Oricum, în fiecare seară sunt convins că va face referire la acest pasaj. Pentru că fără el nu există nicio seară, nu există nicio dimineață și nici noi n-am putea exista niciodată. Și niciodată n-am putea fi mântuiți fără pasajul ăsta. Așa că nu putem niciodată să vorbim, pentru că este vorba de Golgota. Acolo ne-am născut spiritual și acolo se vor naște tot spiritual care vor avea nevoie de Dumnezeu. Domnul să se atingă de noi. Amin. Citim din Luca, capitolul 23, începând cu versetul 35, ca să nu citesc totul, până la versetul 43. Norodul stătea acolo și privea. Fruntașii băteau joc de Iisus și ziceau: pe alții i-a mântuit. Să se mântuiască pe sine însuși dacă este El Hristosul, alesul lui Dumnezeu. Ostașii de asemenea își băteau joc de El. Se apropiau, îi dădeau oțet și ziceau: dacă ești tu împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Deasupra lui a scris cu slove grecești, latinești și evreiești: acesta este împăratul iudeilor. Unul din tâlhari răstigniți îl batjocorea și zicea: nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și i-a zis: nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă, pentru noi este drept, că își primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Iisus: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus a răspuns: adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Amin. Amin. Vă invit să vă reașezați. Eu am predicat nu știu de câte ori din textul ăsta. Nu odată, nici de trei ori. Dar vreau să vă spun că încă o dată și încă o dată, cred că toată viața de slujire, vom găsi în locurile de care tot vorbim și predicăm o grămadă de adevăruri care parcă nu le-am văzut niciodată. Și nu le-am simțit din inimile noastre niciodată, cu adevărat. De aceea vă voi invita în seara asta să stăm încă o dată în fața acestui personaj care se numește Tâlharul. Am scris o meditație despre el. Am învățat-o pe de rost. Sper să nu uit aproape nimic din ea. Nu tot timpul ești inspirat. A murit ca să trăiască. Nu s-a rugat să se dea jos de pe cruce. A plecat sus de pe cruce
pentru că a vrut să fie acolo sus cu El. Și a risipit viața, dar a știut să trăiască 5 minute cu folos. A urcat pe cruce, apăsat, înconjurat de demon și păcat. A urcat sus de pe cruce, liber, mântuit, la braț cu Iisus Hristos. E povestea Lui, povestea acestui personaj, care a strădit mintea poeților și a tuturor predicatorilor de-a lungul sutelor de ani. A strădit-o și pe a mea și când sunt convins că și pe altora de aici încolo. Pentru că El a fost unul care a știut să alerge ultima sută de metri. Stând încă o dată lângă acest personaj, au venit spre mine câteva mesaje extrem de importante, pe care aș vrea să le împar cu tine, prietene, dacă ești aici în seara aceasta la biserică. Și aș să le împar cu voi toți care suntem aici, pentru că cred că Dumnezeu vrea să ne vorbească de potrivă tuturor. Binecuvântat să fie numele Lui. Am citit într-o carte, nu de mult timp, în introducere o mică poveste. Încerc să o redau. Nu o să reușesc să o redau exact cum e scris în carte, pentru că o povestesc eu. În care spunea autorul că era un mic copil, mergea la biserică și tatăl era pastor în biserică. Și mă tot uitam în biserică, știa aproape pe de rost toate fețele care erau acolo. Dar într-o duminică a intrat un bărbat care mi-a dat seama că e prieten, adică nu este convertit, nu este pocăit. M-am uitat la el, mă uitam la tata, îmi doream să predice bine ziua aia, pentru că acel bărbat matur să se pocăiască. Tata a predicat, bine, a făcut chemare. Mă uitam printre degete, așa am făcut și eu mulți ani în biserică, și să vedem ce se întâmplă. Și deodată m-am uitat și acest bărbat n-a venit să se predea. Spunea el, a urmat de acum duminici și luni și multe, în care acest personaj era nelipsit din biserică. Au trecut ani. Eu am crescut. El a bătrânit. Și tata a bătrânit. Tata a ajuns la pensie. Omul acesta a albit și a continuat să vină la biserică. Eu am intrat în studii și am devenit eu însumi pastor. Într-o duminică, ceva m-a împins să-l pun pe tată, de acum pensionat, să predice. Știam că o să predice din nou bine. Și a predicat. De acum nu mai uit între degete. Sunt un om matur, slujitor. Și sunt stupefiat că tata face chemare. Și printre persoanele care vin în față, absolut sunt șocat. E bărbatul de altă dată, bătrânul de astăzi. Îngenunchiat, cu ochii în lapii, se predă de Dumnezeu. Scriu, spunea el, cred că a fost unul dintre cele mai fericite momente din viața mea. Bărbatul care mi-a stârnit curiozitatea de copil se predă peste 10 de ani în biserică. Îngenunchează și spune în sfârșit, vreau azi să-mi predau viața mea în mâna lui Iisus Hristos și vreau să-L primesc pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al vieții mele. Amin. A urmat botez. La botez în biserica asta, cum și până la noi se mai obișnuiește, cei care se botezau aveau dreptul la o scurtă declarație de mărturisire, cum s-au întâlnit ei cu Dumnezeu. Am fost curios la toți ce vor spune, dar cel mai curios am fost ce va spune bătrânul. Și când a luat bătrânul mâna, în mâna lui microfon a spus, îi mulțumesc lui Dumnezeu că a fost foarte bun cu mine și m-a așteptat atâția zeci de ani. Nu meritam asta. Puteam să mă pocăiesc la tineret, viața mea a fi arătat diferit. Dar acum, pe ultima sută de metri, Dumnezeu mi-a arătat dragostea, m-a primit, m-a iertat și m-a mântuit. Îl slăvesc pe El. Dar omul s-a întors și a adunat toate puterile și a spus tuturor din biserică. Aș vrea să spun celor care sunteți mai tineri decât mine și care încă nu v-ați pocăit cu adevărat. Nu vă risipiți viața.
ci întoarceți-vă la Dumnezeu acum și aici, astăzi. Amin. Eu mi-am risipit. Voi să nu vă risipiți. A dat microfonul și cu lacrimile care se înodau să vorbie, s-a dus să jure acolo în apa botezului și să facă legământ până în veșnicie cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Acest păstor spunea că în momentul când l-a auzit ce a spus, a devenit pentru el cel mai înalt moment al vieții lui, încât a început să plângă și s-a rugat: Doamne, ajută-mă să-mi trăiesc viața în asemenea mod, încât să nu regret niciodată că mi-am risipit anii vieții mele, puțin și grei, pe care Tu mi-i dai pe pământul ăsta. Ajută-mă să Te iubesc pe Tine, să Te slujesc pe Tine și să trăiesc, așa cum spunea, se spune aici, cu toată pasiunea mea, pentru numele Tău cel Sfânt. Și spun împreună cu voi, Dumnezeu să ne ajute. Amin. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. Așa că deodată, primul mesaj pe care acest tâlhar mi l-a transmis mie de pe cruce este acesta. Nu-ți risipi viața! Timpul pe care l-ai pe pământul ăsta, stimatul meu ascultător, tânăr, matur, bătrân, e un mare dar pe care Dumnezeu ți l-a dat și mi l-a dat. În fiecare zi avem în mâinile noastre, putem să vrem să facem absolut ce vrem cu el. Dar pentru tot timpul ăsta vor urma niște consecințe pe pământ. Și dacă noi ne întâlnim cu grația lui Hristos de pe Golgota, va urma o consecință eternă. Care înseamnă iad. Care înseamnă despărțiți etern de Dumnezeu. Un alt om al Dumnezeu care a trăit în Anglia 52 de ani, relativ foarte puțin, dar care de tânăr s-a predat lui Dumnezeu. După ce a plecat de pe pământul ăsta, după o slujire scurtă, dar profundă, au descoperit acolo în biblioteca lui o grămadă de lucruri care le-a scris și printre ele a găsit o frază care era urmată de alte de 20 și ceva de puncte pe care scria: Doamne, ajută-mă să-mi trăiesc viața într-un asemenea mod ca atunci când voi pleca din lumea asta să n-am niciun regret. Ajută-mă, Doamne, să-mi trăiesc viața în asemenea mod ca să-mi adun cât mai multă fericire. Dar nu pentru lumea asta, ci pentru lumea cealaltă. Timpul este darul lui Dumnezeu. Acest rat se ridică între noi și ne spune nouă, că ne bate inima și nu mai funcționează nimic și plămânii. Nu vă risipiți viața. Eu am făcut-o. Dar nu o să intrați în mintea mea și în inima mea și în istoria mea, că e devastatoare. Eu toată viața mi-am risipit-o. Eu ce spun acum, minutele care urmează, le puteam spune cu 10 ani în urmă. Șocoleam pușcăria, șocoleam răstignirea, șocoleam o grămadă de nebunii care îmi bagi pe mintea și mă apasă conștiința. Puteam să evit o grămadă de nebunii în viața mea. N-am făcut-o pentru că n-am avut minte atunci când a trebuit. În această seară suntem la evanghelizare. Dumneavoastră ce vă faceți cu viața? Dumneavoastră, stimați tineri, ce faceți cu tine? Ce ați făcut cu săptămâna care s-a dus și s-a scurs printre degete? Dumnezeu să binecuvânteze orice inimă. Mesajul, primul punct, este nu-ți risipi viața. Anii se duc. Eu personal am regret. Mie personal îmi pare rău. Sunt o grămadă de lucruri pe care le puteam evita. N-am fost deștept. Voi avea război în continuare, am și azi, voi avea și mâine și voi mâine dacă voi trăi. Mereu voi fi invitat să-mi gestionez într-un mod sau altul viața. Și nu știu ce voi face, dar sunt aici în această seară să mă rog: Doamne, atinge mintea mea prin puterea Evangheliei. Schimbă-mă, Doamne, dorește-mă, Doamne. Ajută-mă să prețuiesc viața. Ajută-mă să prețuiesc un răsărit de soare. Mi-a pus o zi din 24 de ore pe care le dai. E mare juvaier în mâna mea. Pot să o fac praf, pot să mint, să înjur, pot să spun adevărul, pot să iubesc, să urăsc, pot să mă rog, pot să uit, pot să citesc în Biblie, pot să mă predau ție, pot să mă pochez, pot să fiu nebun, dar viața este un mare dar. Și Dumnezeu mă cere să o puteam într-o zi. Și consecințele Lui vor fi devastatoare. Să gândim spre ceea ce este binele și care este Hristosul care a stat la cruce în locul tău și în locul meu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Nu-ți risipi viața.
Biblia e plină de oameni care și-au risipit. Biblia e plină de oameni care le cred. Citește pe Solomon. Citește Eclesiast. Găsește înăroșirea unui om. Cred că Dumnezeu a dat cea mai mare înțelepciune de pământ. Uită-te la el cum și-a făcut viața ta. A vrut să încerc plăcerea. A vrut să încerc numele mare. A vrut să încerc bogăția. Am pierdut viața, mi-am irosit-o. Mor ca un animal, rănit, distrus. Putea să fie viața mea altfel. Am alergat după o himeră. Mă uit la final. Tot a fost trudă și goală după vânt. Nu-i nimic trainic din soare. Sunt cu mâinile goale. Strigă cu aproape o lună în urmă secretariul primarului Bacăului. Să spuneți, plec cu mâinile goale. Atacat de ciroză, bolnav. Am 40 de preoți, 60. La mormântare, ce mai contează? Am 7.000 de oameni care mă aplaudă. Târziu, târziu. Viața s-a dus, viața s-a risipit. Ce să fac în seara asta? Dumnezeu să te ajute să te trezești. Amin. Cine adună, risipește. Iisus a spus, cine adună cu mine, risipește. Ne zbatem, ne luptăm și deodată suntem loviți de o veste proastă și suntem îngenunchiați. Viața atât de scurtă, oameni, prietenii mei iubiți, oameni pe care vă prețuiesc, viața e scurtă. Ce va întâmpla? Lumea asta e bolnavă fizic, bolnavă spirituală, bolnavă la nivelul minții. Suntem într-o situație aproape fără ieșire. Dar ceea ce este cel mai de preț lucru este că în Arad, în această seară, în Arad, în ieșire spre Timișoara, Iisus Hristos și-a dat întâlnire cu noi. Putea să mă facă, putea să mă colească, putea să nu vorbească. Dar Iisus Hristos mă prețuiește. Și Iisus Hristos se prețuiește și pe tine. Nu-ți trage un semnal de alarmă, nu-ți risipi viață. Nu te juca cu păcat. El n-a ajuns din prima pe cruci, credeți. Nici nu s-a gândit că așa o să sfârșească. Nu s-a gândit că niște cuie puternice îi vor zdrobi mâinile și picioare. Nici nu s-a propus vreodată în durere atât de cumplite și ca un spectacol pentru toți batjocoritorii să moară. A început cu puțin. Dar așa e. Avea dreptate omul ăla când a spus. Păcatul te va duce întotdeauna mult mai departe decât ți-ai propus tu să mergi. Că toți am spus, Doamne, o imagine, o fază. Acum mă nervez și gata. Acum odată mă răzbun și mă opresc. N-ai? Pentru că păcatul întotdeauna te duce mai departe decât ai spus tu că vrei să te duci. Doamne, nu mă atât. Mama, nu mă atât. Tată, nu mă asiară. Doamne, întoarce-te odată cu fața încolo. Odată fac și după aia mă opresc. Nu te-ai putut opri. Pentru că nimeni nu are putere să se oprească. Singurul care poate să ne ajute să ne oprim este un act de pocăință pe care Iisus Hristos se poate aduce în viața mea și în viața ta. Și apoi Iisus să pătrundă în noi, să ne unească mintea noastră, să putem să facem alte alegeri sănătoase și responsabile, potrivit cu adevărul și cu Sfânta Scriptură. Doamne, atinge-te de adunare. Binecuvântat să fie numele Domnului. Binecuvântat să fie numele Domnului. Strig o femeie disperată în telefon zilele trecute. Vreau să vorbesc cu dumneavoastră. Trăiesc într-o apăsare cumplită. Nu pot să scap de păcatul ăsta numit judecată. Judec o persoană și nu mă pot repăda de problema asta. L-am uitat pe internet la dumneavoastră. Vă ascult predicile. Sunteți un om al lui Dumnezeu. Dacă vă rugați pe Dumnezeu, cred că scap. Și azi nu scap. Pentru că nu am magie. Rugăciunea mea nu este magie. Este un moment în care eu pot să mă rog pentru dumneavoastră. Dar dumneata trebuie să te hotărăști clar să ai un act de voință prin care să schimbi radical viața. Și cel care te poate ajuta să schimbi viața este Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. Nu știu de dezlegări ieftine, omenești în credințare greșită cu un om care predică deodată are nevoie magie. Puterea nu e la mine. Puterea este în numele Lui Iisus. Amin. Puterea este într-o decizie absolut hotărâtă de a-ți schimba viața și de a face cu totul altceva din viața ta. Nu te cunosc în seara asta. Eu nu știu ce e în spatele tău. Știu de multe ori că toți ne lustruim o anumită față a vieții noastre, care este frumoasă și bună, dar Dumnezeu și Hristos îi place să uite la cealaltă lată, pe care vreau ascunde cu iscusință de săptămâni și de luni. Acolo îți uite Dumnezeu! Acolo în locul ăla care îți place! Acolo în zona aia care știi că ți-e slabă și proastă. Acolo se uită Dumnezeu. Deci acolo e bine să se uită Dumnezeu. Deci îți folosește ție să arăți grozav de sănătos și cu o imagine perfectă. Dacă dincolo te imagine cancerul. Ce medic ai vrea? Să-ți lustruiască ochii și să-ți facă sprâncenele. De să-ți facă o
față și tu să mori pe dinăuntru. Cine este acel medic care te iubește? Cel care intră dincolo în ecografia ta și scoate rău afară ca să fii sănătos pe dinăuntru. Cel care se uită numai în această seară este cel care este dragos. Și cel care este dragoste este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. Binecuvântat să fie numele Lui. Nu te trezi în cuie! Nu te trezi la rane mare! Nu te trezi când te lovește boala și răgazul și suferința! Nu te trezi când ți-ai pierdut familia! Nu te trezi când ai pierdut aproape tot! Trezește-te în această seară! Când Duhul Dumnezeu vorbește în biserică! Când e cântare, când e laudă și închinare! Când se mișcă Râul Dumnezeu în biserică! Trezește-te în seara asta! Dumnezeu are și alte metode. Dumnezeu te poate trezi când simți cuiele în mâna dreaptă și în mâna stângă și în picioare. Dumnezeu te poate trezi atunci când mai bate doar respirația și urmează aparatul să-ți spună pe față să vină oxigen. Dumnezeu te poate trezi atunci când te uiți în casă și știi un personaj și soția nu-i mai acolo. Pentru că el s-a jucat cu păcatul. Când se mai uit odată, nici băiatul mai mare nu-i acolo. S-a însurat tot cu nepocăitul. Când se uită mai atent, nici băiatul mai nimeni acolo, pe împușcării, în spate. Și când se uită, are diabet. Când se uită mai bine, are probleme cu rinichi. Și când se uită bine în oglindă, are 55 de ani și toată viața și-a risipit-o. Altă dată se ruga în biserică. Altă dată auzea și plângea atunci când Dumnezeu vorbea, prin predică și prin Duhul Sfânt. Au trecut câțiva zeci de ani, uite așa. Și acum e cu mâinile goale și îmi spune mie, roagă-te. Vreau să mă întorc la Dumnezeu. Este prins în lațul de slăbiciuni și de pofte și păcate. Și vrea să scape. Nu e simplu. După ce a durat atâția ani, e greu. Și nu e ușor să schimb peste noapte toate lucrurile. Dar totuși, vă spun cu toată credința, cel care poate să schimbe viața este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Amin. Ce vreți să ai asemenea istorie? O, tu spui, eu nu să fiu gala, vreau să fiu mai deștept. Nu există oameni deștepți. Există oameni înțelepți, care își predau viața în mâna lui Dumnezeu în seara asta. Și se hotărăsc să trăiască pentru Dumnezeu cu toată puterea lor, cu toată voința lor, cu toată inima lor. Și Dumnezeu este gata să intre în viața lor. Dumnezeu să-ți binecuvânteze inima oricine ești. Poate ești un fiu risipitor care te-a ascuns printre bănci. Poate ești un bărbat care ești prins în lațuri de nebunii pe care le-ai spus nimănui. Poate ești o persoană care te lupți de multă vreme să te pocăiești și spui, lasă altă dată, nu se risipi viața. Este vocea lui Dumnezeu în această seară. Nu aștepta ani să-ți bată la ușă. Nu aștepta bătrânețele să spui, acum nu mai am nici nimic de pierdut. Acum mă pocăiesc, s-ar putea să fie prea târziu. Astăzi, dacă auzi glasul lui, nu ții pietre inima. Astăzi, Iisus Hristos bate la ușa ta. Pocăiește-te și vină la Domnul. Îți spun cu toată inima, cu toată credința, cu toată platina și cu toată puterea. Împacă-te cu Iisus în seara. Amin. Am stat la cruce și m-am uitat la el. Și l-am auzit spune, spunându-l. Gabi Zăgream, te pași un risc. Și am zis că are, nu-ți risipi viața. Trește pentru mine. Trește pentru Dumnezeu. Trește pentru alții. Da, am văzut și oameni la poarta mea în tomberon. Am uitat pe geam la ei. Erau cei care luau gunoi. Parcă și știau că uneori mai lucrăm și noi lucruri bune. Au stat aproape 10 minute să cotrobească. Am aruncat la gunoi un prăjitor de pâine pentru că s-au topit toate plasticurile și mai puteam apăsa aia. Și cred că prăjitorul de pâine a mers în casa lor. Da, uneori suntem ciudați, vorbim prea mult și facem prea puțin. Poți să nu se risipești viața. În fiecare zi vei avea împreajunat un om care ai putea să faci bine. Ai putea în fiecare zi să-i spui cuiva bună dimineață, Dumnezeu te iubește. Și ziua ta ar arăta diferit. Nu ai făcut-o niciodată, să n-ai făcut-o de mult. N-aș ajunge să vii la biserică aici, să cânți cu trupa de laudă și chinare. Nici trupa de laudă și chinare nu-i de ajuns să cânte aici, pentru că oamenii să ne uităm în lună și în stele. Nu ne pasă cu oamenii merg în iar cu grămezile, cu milioane. Oh, am luat și eu pe cineva în mașină. Și a început aproape să plângă în mașină, că taică s-o-i bețit și ca aia. Am dus-o pe persoana asta 10 km. Și a coborât jos și n-am zis nimic, ca mutul. Și azi îmi pare că puteam să-i spun că există un Iisus. Dar am zis să fiu calm, să fiu liniștit, să nu mă bag în viața acelei persoane. Și poate a fost ocazia unică în viața mea să pot să-i spun acelei persoane de Dumnezeu. Poate niciodată nu o să mai întâlnesc. Și am spus, tu-i trăi eu pe pământul ăsta. Dacă poți să-i spui cuiva, Iisus Hristos este Mântuitorul lui, o să-i spui cu toată inima. Nu mai că l-am vor! Dumnezeu iubește ființele noastre. Amin. Nu vă risipiți zile. Viața se scurge. Nici eu nu știu cum au trecut ani.
L-a văzut pe Gabi că s-a întâlnit cu o grămadă de oameni și spunea, oh, ne-am văzut de 10 ani. Uite, așa s-a dus 10 ani. Fiecare știu ce a făcut în 10 ani, dar s-au dus, nu-i mai întoarcem înapoi. Dacă ești aici în seara asta și n-ai făcut nimic pentru Dumnezeu, nu-ți risipi timpul, sunt aici în biserică, cu mâinile în sân, uitați-vă, uitându-vă la păstorii care știu eu, nu vă plac de multe ori cum suntem și cum predicăm. Vă risipiți viața. Niciodată Dumnezeu nu să-mi ceară socoteală de ce ai făcut tu și de ce n-ai făcut tu atâta vreme. Va cere socoteală de ce am făcut și ce n-am făcut eu. Sunt aici să vă spun că vreau să mă predau cu toată inima mea în mâna Dumnezeu și să mă ajute Dumnezeu să trăiesc pentru El în toate zilele vieții mele. Spune și tu să trăiești și tu pentru Dumnezeu. Glorie Domnului, trăi pentru tine, într-un egoism sărac și lisit de Dumnezeu și lisit de bucurie. Că de asta te întâlnești în biserică, că n-avem pentru ce să ne bucurăm. Dacă te duci să-i dea o coajă de pâine la un om, dacă te duci să-i dea o prăjitură, dacă te duci să-i spui ceva de Dumnezeu, o să fie un clopot de bucurie în inima ta. Pentru că mai ferice să dai decât să primești. Glorificat să fie numele Domnului. Amin. Glorificat să fie numele Domnului. Aș vrea să cobor de pe cruce să mă duc la evanghelizare, să predic despre Domnul. Aș vrea să mă duc la tot să le spun. Și acum să predic imediat cu ultima suflare, ultima sută. Nu ești în cuie. M-aș duce la sărași, am furat bătrân și bolnav. Am furat, am mințit, am ucis. Am făcut toate. Acum aș duce să le dau la tot. Împarte-ți, nu fiți zgârciți. Du-te și vorbește oamenilor și ajută-i. Trăiește o Evanghelie și o pocăință practică. Dumnezeu din cer se uită la tine. Nu te hrăni cu cojile unui program. Trăiește din plin cu Dumnezeu. Trăiește din plin cu Cel care este Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Binecuvântat să fie numele Domnului. Binecuvântat să fie Iisus! Unor poate că cei care invităm să ne la biserică nu vin, pentru că văd în noi o viață risipită, goală, fără Dumnezeu. Și am închis paranteza. Un al doilea mesaj pe care acest om l-a trimis către viața mea și m-a zdrobit. Nu vă predic vouă în seara asta doar. Îmi predică Dumnezeu mie. Un al doilea mesaj pe care Dumnezeu îl pune în inima mea prin acest om de pe cruce este că de foarte multe ori în multe predici am spus că trebuie să ne înfruntăm adversarii și am vorbit despre ei. Dar îmi dau seama în seara asta că cel mai greu este să-ți înfrunți apropiați și prieteni și ceea ce îți place. Am fost la masă cu cineva, care cochetează cu biserica ca bărbatul din poveste. De ani de zile. Merge după toți predicatorii să-i ascult. Nu știu de ce, îi dragi. Îi plac predicatorii bune, am văzut azi. M-au urmărit și pe mine, înseamnă că sunt bun. Dar de la mine mulți, fratele Zaria, fratele X, chiar cu fratele Zaria, Bica a avut mese și părtășii și mesaje pe telefon. Și când a fost ultima dată fratele Zaria, a fost și el la biserică, la Declean. A ascultat pe el. E un patron din listă. Și am mers că fratele Zaria nu încă niciodată după program. L-am convins cumva să bea un ceai. Și am mers la ceai. Și stând acolo, acest om parcă era rușinat. Și fratele Zel s-a întors pe el și a zis, Giga! Ce te mai împiedică să te pocăiești? Și a zis așa, cum vorbește Dumnezeu de multe ori, direct. Fă-le și! Și el a zis, cred că trebuie să vă spun adevărul. Încă mai îmi place lumea. Uneori mă întreb și eu de ce nu ne pocăim și de ce să pocăiesc cu oamenii. Pentru că ne este foarte greu să înfruntăm ceea ce ne este drag. Aici este problema. Când m-am uitat la tâlharul de pe cruce, el a făcut un gest pe care trebuie să-l fac și eu și noi toți care vrem să mergem în Rai, și să fim mântuiți și să ajungem în Împărăția Lui Dumnezeu și spun din toată inima, Doamne ajută. Amin. Trebuie să înfrunți ce-ți place. Și el și-a înfruntat tovarășul lui de viață. Dacă mă întreba Dumnezeu, crezi că îl înfruntă? Nu. Pentru că sunt ca două foi de seros. A făcut aceleași lucruri, a avut aceleași plăceri, aceleași nebunii și moartea este la fel. Numai locul unde merg nu va fi la fel. Pentru că a avut o șansă excepțională ca 3-2 în acea zi să fie Cel care este între noi în seara asta. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Vă zic o șansă, a avut. Da, păi tu. Da, păi.
Iisus Hristos este în adunare. Amin. Nu-i pe cruce. Este glorificat și este un mijlocitor. Și El se atinge de noi înainte să vină la biserică, vinte este aștept. Tăcut și simplu, ca întotdeauna, nebăgat în seamă, dar puterea Lui este în biserică. Sângele Lui a pus la cruce și puterea Lui Mântuitoare este în adunare. Să se atingă de viața ta, dacă tu vei vrea! Aleluia! Glorificat să fie Domnul! Binecuvântat să fie Duhul Sfânt care să ne spune. Știi ce, frate? Nu te-am înfruntat niciodată. Suntem pe cruce, amu, și ar trebui să murim pe prieteni, ca eroi. Nu mai pot. Trebuie să te înfrunți. În primul rând, ca să te poți pocăi, trebuie să-ți înfrunți prietenii de altă dată, anturajul. Asta e catastrofal de greu de făcut. Pentru că te-ai învățat cu niște oameni. Niște oameni care au alte valori și care, de fapt, te-au trânt și, ca să fiu corect, v-a strânt reciproc în tot felul de nebunii. Eu pe ei și ei pe mine. Așa scrie și în proverbe. Vino să facem rău, să furăm, să mințim, să violăm. O pâine vom mânca cu toții, să bem paharul energiilor ca apa. Vom împărți dimineață prada împreună. Anturajul este un factor extraordinar de putere. Foarte mulți oameni nu se pocăiesc pentru că nu pot să se rupă de ea. Ce o să zică prietenii mei? Ce o să zică cei care m-am plimbat și m-am copilărit împreună ani și ani? Ce o să zică? Și aici este virusul pe care diavolul îl bagă și spune, nu pot să rămân să las. Nu pot să rămân la anturaj. Pentru că ești un nimeni. Rămâi singuratic, un singuratic. Este o cântare pe care fratele Tino din zona noastră la Poem cânta când eram copil. Și unul din versurile care le iubeam și le țin minte cât o-i trăiau pe pământul ăsta, spune așa. Am pierdut amici, adică prieteni cu mine. Dar câștig o veșnicie. Amin. Și de toate mai presus, de azi, îl am prieteni pe Iisus. Binecuvântat să fie Domnul. Binecuvântat să fie Iisus. Amin. Pentru că atunci când trebuie să te rup de anturaj, pentru un moment îți se pare că e singur. Dar cel care te va lua de braț, cum îl va lua pe tâlhar, este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Eu am predicat aici în capitolul 9 din Vindecarea Orbului din Aștru. Când părinții l-au abandonat, când tot l-au abandonat, când religia l-a abandonat, când șefii de la sinagogă l-au abandonat, l-au dat un sut în fund și l-au aruncat în stradă. Când te vede el singur acolo, spune, Doamne, mai bine mă lăsai fără ogră. Mai bine rămâneam orb, rămâneam orb, aveam și prieteni, aveam și religie, mergeam la sinagogă, toți mă ajutau, mama m-a mângâiat, tata m-a mângâiat, toți erau de partea mea. Vindecarea asta, întâlnirea asta cu tine, a făcut să pierd tot. Am câștigat vederea, dar am pierdut absolut tot. Și uite, acum sunt singur în stradă, unde s-o apuc? Când l-au dat afară din sinagogă, exact în stradă, era Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care bătea pe umăr și spune, ce faci? Rău. Ce s-a întâmplat? L-au dat afară din sinagogă. Nu-i nimic. Crezi în Fiul lui Dumnezeu? Nu-l cunosc. Eu l-ai și văzut în vindecare. Și eu care vorbesc cu tine sunt acela. Cred, Doamne, și s-a închinat. Binecuvântat să fie numele Lui. Binecuvântat să fie numele Lui Iisus. Nu rămâi singur niciodată. Și atunci când vii la Dumnezeu, trebuie să te rupi de foarte multe povești. De foarte multe prietenii care ți-au adus păcat, ți-au adus influențe satanice, negative. Drăcești, lumești. Și ca să vii la Dumnezeu, trebuie să te rupi de toate aceste prietenii. Și nu e simplu. Spunea Gică, prietenii sunt marea problemă. Cu ei mă întâlnesc și mai trag, și cu ei mă întâlnesc și mai vorbesc, cu ei ne întâlnim și mai discutăm, și mai râdem, și ne mahmurim, și ne întâlnim în tot felul de vrăși din asta. Asta este o mare problemă. Anturajul și prietenia. Cei care sunt la țară, poveștile astea băbește, de pe drumul străzii, de pe stradă, de pe bănci, nu le pot renunța la ele. Hourele din sat, prieteniile, discotecile, toate nebuniile astea, dar de fapt toate ți-au adus mari de servicii, dacă ești corect. Și vrei să te uiți cu atenție și responsabil la el. Și cei mai mulți recunosc. Da, eu am duraj rău. Asta mi-a făcut, mi-a distrus copiii și familia. Dar nu mă pot rupe de el. Nu mă pot rupe.
În această seară Dumnezeu îți cere, dacă vrei mântuirea, dacă vrei viața veșnică, dacă vrei să fii copilul lui Dumnezeu, fiul și fiica lui, trebuie să te desprinzi de tot ce-i lumezi din hora lumii, că să te predea lui Iisus Hristos în seara asta. Și mă rog din toată inima să te ajute Dumnezeu să înfunzi toți prietenii tăi de altădată și să vii la Domnul. Pentru că singurul prieten care contează, care nu te dezamăgește niciodată, rămâne fidel până în eternitate, este Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Îmi spune câțiva din preajma unui care avea cândva mai mulți bani. Acum a pierdut, este minus la bancă. Și l-am întrebat într-o zi, câți prieteni mai ai? Pe nimeni. Ei nu mă mai sună. Altădată era plină curte. Când era Crăciun, știți, îl invidiam. Am zis, Doamne, aduc aminte de Crăciun, te invidiam. Toate mașinile din tot județul mergeau la el la părintele. Casă mare, frumoasă, mâncare, bunăstare, că doar avea bani. Acum tot casa e acolo, tot parchetul ăla are și tot el e la față cu soția lui și cu copiii. Dar nimeni nu mai merge. Pentru că nu mai e acolo să facă servicii și să creeze anturaj. Banii au ținut o prietenie. Scopul, interesul a ținut o legătură. Crede-mă, tot anturajul pentru care nu vrei să te pocăiești, un interes de moment. Când dispare toate astea, o să te trezești gol, dar deja ți-ai risipit viața. Îți predic în numele lui Iisus. Iubește-L pe Domnul și respinge plăcerea anturajului. Și vino, pentru că Iisus Hristos îți va da frați și surori și îți va da mai presus de toate prietenia Lui și vei rămâne prieten cu Iisus Hristos până în veșnicie. Și El te va duce în slava Lui. Glorie lui Iisus! Dumnezeu să atingă orice inimă în seara asta. Dumnezeu să atingă orice inimă în seara asta. O mare înfruntare pe care trebuie să o dăm și o mare bătălie este cu obiceiul. Aseară la Timișoara am prezentat pe cineva care avea obiceiul, ori de câte ori mă duceam cu cina și eu duceam acasă, să se vaite. Când intram în casă, începeau vaite. Frate, gata, mă bucur că te văd. Vai! Nora nu mai vorbește cu mine. Ai și cu orice zic. Nu se gândea și la mine. Vai! Și piciorul care am crescut m-a pas sus la mine. Să mă bate ea. Vai de mine, vai! Eu îmi pun de medicamente. Botul îmi că trebuia să mor. Dar n-am murit. Și eu ziceam în inima mea, să la Dumnezeu, că e punct de medicamente, e trei ani și n-ai murit și asta e o minune pe care Dumnezeu a făcut-o. Trebuia să pui de 5 minute. Laudă Domnului, laudă Domnului, că eu un punct de medicamente, de inimă, de ficat, de cap, de nu știu mai ce. Și n-am murit în viață. În fiecare vreau să le, oi muri, să muri din voluntarea mea, că mor, că mă duc și atunci moare. Deja am îndrobat alții mult mai sănătoși mai bine. Și aia acolo, la baie, să baie, să e obicei, de când o să că mi-i și cine am, Domnul să binecuvânteze, de când o să să baie. Era mic copil și mi-a la tata, zice, vai, frate Alexandru, vai, 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 iar cu vai în braț, totul era la legănat și vrea să legă de până la capă. Și rog-te pentru mine, când mă rog, eu ce mă rog, Doamne, liberează-o, îi dă-i minte, dă-i bucurie, dă-i eliberează de baite, eliberează de aia. Cred că și ea vine să spună, mă, nu te rogi bine, ea vrea să mă rog pentru altceva. Dar marea mea problemă era un bicei prost, pe care scria vai, vai. Obiceiurile care le-am format ani de zile sunt greu de renunțare. Credeți-mi. Dar ca să te poți pocăi, trebuie să faci această renunțare. Eu nu cred într-o pocăință în care, știi, așa ne-am mai îmbunătățit. Ce te-ai pocăit, dar cum? Ne-am îmbunătățit viața. Ce mai aripi niște petece pe ăsta sacul la vechi, ca să nu mai vei așa prost. Era în loc de gura. Foarte obraznic era. Am luat mai bine până la jumătate. Exact cum ai fi fumat 20 de pachete de 10 pachete de țigări pe zi și m-am pocăit și fumez două. Pocăința înseamnă schimbarea minții. Și înseamnă să înfrunți obiceiurile care îți plac. Dacă soția mea spune, te rog de azi să treci de ceai. Mă și pocăiesc într-un minut. Pentru că mie nu-mi place ceai. Urăsc ceai. Dacă îmi spune, și mi-a spus de 100 de mii de ori, să treci de cafea că nu ți-i bună la orice rută la suma. Vai, asta să nu-i o cer niciodată. Pentru că îmi place cafea. Înainte să vin aici, în birou, am tras două guri de cafea. Și când îmi trebuie, îmi place. Și când e necesar, o beau. Pentru că îmi place, m-am obișnuit cu ea, în obicei. Bun, prost, nu știu cum. Dar e foarte, foarte complicat să mă las de aia, pentru că m-am obișnuit. Avem o grămadă de obiceiuri în viețile noastre, care nu ne lasă să ne pocăim. Și ca să vii la Dumnezeu, trebuie să schimbi obiceiul. Dacă ai obișnuit să faci niște lucruri, trebuie să pricepi în sfera asta, nu mai trebuie să le faci. Cel care vine să schimbe viața, este Duhul lui Dumnezeu. Cine a furat, să nu mai fure.
și să facă altceva cu mâinile lui, să lucreze și să ajute și să dea celui lipsit, spunea Pavel în Efeseni. Dumnezeu să aducă o pocăință adevărată. Dumnezeu să aducă o pocăință profundă. Nu tot ne-am amestecat acolo, că nu mai știe nimeni, eu nici un ghiveț, o ciorbă întreagă. Unde e pocăința? Uite, văd un pop de pocăință. Doamne, fii lăudat, că puteam să găsesc în ciorba asta nimic. Nu e așa. Pocăința este un lucru vizibil, este un lucru pipăibil, este un lucru real, pe care tu să-l simți ca o respirație în fiecare zi din viața ta. Dumnezeu să se atingă de fiecare dintre noi. Dumnezeu să se atingă de orice inimă care este aici. Obiceiurile trebuie schimbate. Azi e tânărul bogat. Doamne, vreau viață veșnică. Bine, nicio problemă. Și ce scrie în rege? Da. Cunoști poruncile, da. Oh, nicio problemă. Păzește. Toate le-am păzit din tinerețea mea. Facem o probă să văd cum stai cu păzirea lor. Teoretic, da. Du-te, vinde toată averea în patul la săraci. Ca asta înseamnă că iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, tot cugetul tău, cu tot portofelul tău. Și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Acum îți probezi legea care tu spui că am venit-o din tinerețe. Asta-i dovadă. Nu te vinzi tot ce ai în parla sărat, după aia vin spatele meu și mă urmezi în fiecare zi, că asta-i pocăința, și până la capăt. Și eu îți deschis colțele spre veșnicie. Ce ai vrut? Viață veșnică. Te iubesc. Te ador. Mă uit în ochii tăi și ești un om de treabă. Dar știi ceva? Trebuie să faci treaba asta. Doamne, dacă îmi cereai să mă duc 500 de kilometri pe jos mergeam. Dar tu mi-ai cerut exact ce îmi place. Mie îmi plac bani. Știu, a zis Iisus. De aia ți-am spus un singur lucru, îți lipsește. Renunță la tot ce ai și vei avea răsplată în cer. Și vei avea viață veșnică. Spune-mi toată adunarea mea. Amin. Spune-mi toată adunarea mea. Amin. Doamne, îmi plac bani, renunță! Doamne, îmi plac femeile, renunță, știu! Doamne, îmi plac bărbații, renunță, știu! Doamne, îmi plac îndepunire, știu! Ce nu-ți place, toți înfruntăm. Toți înfruntăm ce nu ne place. Dacă nu ne place bârfa, predicăm din la ambon. Dumnezeu e împotriva bârfii. Dar ție îți plac banii. Niciodată nu predice bani. Toți predicăm de punctele noastre tare, la slave, de driblăm. Nu, zic noi, că toți ne punem pe mai în culpă prima dată. Dar poate și tu, tot timpul de drept cu ceva, vorbești de punctele tare. Dumnezeu spune, vezi după colții punctul tău slab. La azi, vezi, dar vorbim mâine. Și mâine nu mai e. Dar Iisus Hristos îți spune în seara asta. Ești gata să înfrunți ce îți place în viață, obiceiul, anturajul și tot ceea ce este tracție, Dumnezeu este aici să-ți dea o pocăință adevărată. Binecuvântat să fie Domnul. Binecuvântat să fie Domnul. Chiar gândește-te pentru 3 secunde până mă adun eu, ce îți place ție cel mai mult. Și nu-i place lui Dumnezeu. Te-ai gândit? Nu, la lucrul ăla trebuie să renunți. În seara asta. Amin. Ajută-te. Amin. Doamne, ajută-ne. Amin. Doamne, ai milă de noi. Amin. Doamne, binecuvântează. Amin. Glorie Domnului meu. Amin. Știți când a zis Domnul Marta, că-mi vine mii de ani, renunță-mă la istovirea asta cu curățenia, cu imagine. Uite-te la soră, dacă am intrat în casă, s-o pus jos. Păi da, era praf în gol, era prin musafiri, tot să uită. Lasă praf, uite-te să pus în praf jos. Dar n-am las și ce faci de câteva minute când tu trezi sporul, vrește aici, ascultă cuvântul și îl păstrează în imagine. Lui Marte plăcea mai mult asta. Și-o zis, vezi partea bună și-o ales-o ea. Și ea nu s-o pierde niciodată. Tu cu asta tot te flendurești, o să pierzi. Așa că și până la urmă și curățenia, exagerat, poate să fie o problemă care să te ferească de pocăință. Așa că Dumnezeu să ne ajute să ne ferească de tot felul de plăceri care nu aparțin lui Dumnezeu și să aducă Dumnezeu priorități noi în viețile noastre ca să venim pentru Domnul și Împărăția Lui. Binecuvântat să fie Iisus. Binecuvântat să fie Iisus. Când am auzit omul ăsta de pe cruce, a zis, gata zvrane și gata să înfrunți ce-ți place. Eu mă înfrunt prietenul meu de o viață. Înfrunt obiceiurile mele și înfrunt tot ce a fost frumos. Că de-aia păcate o plăcere. Tot ce mi-a plăcut, am făcut, o nebunie a fost, mi-a risipit viața, dar acum mai am câteva momente în viață, și acum vreau să mă frunte în față, vizibil, public. Unii vor să pocăiască pe ascuns, cum știu unde, înfruntă-ți tot trecutul tău și toate păcatele tale public, se vadă tot aradul, toată lumea, că tu te împaci cu Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Nu la pe ascuns, că pe ascuns umbla cineva.
Și noi vrem să umblăm pe față, pentru că noi vrem să fim pocăiți pe față, ne scrie pe frunte și în inimă, Iisus Hristos este Domnul vieții noastre. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Noi ne-am mântuit și ne-am iertat de păcate și vrem să mărturisim fără nicio jenă, că vrem să trăim pentru El pentru tot restul vieții. Spun cu voi dintre toți, glorie Domnului! Doamne, atinge-te de noi! În frunte îți plăcere. Că adversarii în frunt de când și când nu trebuie. Și pe cine nu trebuie. Un al treilea adevăr pe care Domnul l-a spus din textul ăsta, foarte important, este că după ce am înfruntat pe omul ăsta, a zis, bă, tu nu te temi de Dumnezeu. Și al treilea punct pe care vreau să ne gândim la el în seara asta, este că tu trebuie să te temi și eu trebuie să mă tem de Dumnezeu. Bă, dincolo de tot ce Dumnezeu mi-a dat prin Duhul Domnului, să vă spun în seara asta, un al treilea motiv pentru care oamenii se întorc la Dumnezeu, este cum să tem de Dumnezeu. De aceea continuăm să întindem coada, pentru că nu ne temem de Dumnezeu. Nu ne temem, credeți. Pentru că ne-am teme cu adevărat de Dumnezeu. Cu adevărat de Dumnezeu, dacă ne-am teme. În seara asta, foarte multe lucruri am schimbat dintre noi. Și atunci trebuie să mă rog cu voi, ca Dumnezeu să lasă o frică de El pe sărbătoare. Frica de Dumnezeu este să am un respect față de Dumnezeu. Și oamenii care se tem de Dumnezeu încep să fie înțelepți. Acum toți ne dăm cu pumnul pe care suntem mai deștepți. Mă că între de inteligență și înțelepciune este o mare diferență. Și nu o să vorbesc în seara asta. Da, mulți deștepți sunt. Nu este o să... Noi avem vorbă să este predeștept. E pus că capul de deștept. A să vezi ce prostii face el în latura morală și cu Biblia și cu Dumnezeu. Imens. Și deșteptăciunea asta naște moști. Nu pentru că sunt urâți la față. Sunt foarte drăguți. Și el și ei. Moștul înseamnă mândrie. Și eu crește, dacă le vedea pe dinăuntru, apoi chiar e frumosul imens. Și aici e bătălia foarte cumplită. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Și atunci când încep să fii înțelept, îți doresc să pătrundă ca și David. S-a rugat și a spus, Doamne, fă să pătrundă înțelepciunea la unul meu. Și dacă pătrundă înțelepciunea la unul tău, ce se întâmplă? Atunci o să spun adevărul din inimă. Atunci o să mai spun fără de lege. Și atunci să mă pocăiesc și să spun, Doamne, Tu vei fi drept în hotărârea Ta și fără vină în judecata Ta. Tu ești drept și sfânt, Doamne, și merită să mă faci praf, să mă judeci, să mă arunci în iad. Și dacă mă arunci, Tu ești corect, n-am nicio problemă. Dar dacă poți să ai milă de mine, să mă curățești cu isop și să fiu curat, Doamne, depărtează-ne legile, nu-ți mai aduce aminte de el. Atunci, Doamne, Te rog, lasă mila Ta peste mine și lasă îndurarea Ta peste viața mea. Glorificat să fie numele Domnului. Ce se întâmplă cu David? Din ce trebuie să fie înțelept? De ce se temea de Dumnezeu? Și el, pentru că a început să se teme de Dumnezeu, a pătruns puțină înțelepciune de el și uite cum se roagă! Când te uiți la celălalt, se roagă și el. Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ăla de pe ultima bancă. Îți mulțumesc că nu sunt ca și putar. Doamne, îți mulțumesc că am o familie cruzată și nu sunt ca și familia aia. După aia, monstru își face apariție. Și prinde monștri câteodată printre noi. Dacă i-am vedea cu adevărat, n-am mai dormit câte o săptămână. Dar Dumnezeu nu ne arată. Dumnezeu îi lasă să vadă supli și frumoși, și rugativi, și religioși. Dar cel care cercetează inimile este Domnul. Lângă el, unul prăbușit care se roagă și spune, Doamne Dumnezeu, ai milă de mine păcătos. Ai milă de mine păcătos. Și Dumnezeu în îndurarea lui are milă de el. Și Dumnezeu îi dă iertarea și mântuirea și nu este a pleacă acasă neprihăniți. Dumnezeu să lasă iertarea peste noi, să plecăm toți acasă neprihăniți. Prin sângele lui Iisus Hristos. Și toată adunarea să spunem amin. Și toată adunarea să spunem amin. Și da! Își vede vina. E sincer. Pentru noi este drept. Pentru că suntem în cruce aici, pentru că primim răsplata cuvenită. Pentru fără de lege noastră. Domnul să n-ar fi nici vrea. Teme-te de Dumnezeu, colegule. Teme-te de Dumnezeu, personaj ciudat. Care nici măcar acum, în ultima sută de metri, nu-ți ridici. Eu mi-am revenit! Dar cum ți-ai revenit? Îți faci trei cruci și mergi în iad? Nu! Dar cum ți-ai revenit? Încerc să mă tem de Dumnezeu. Și ce înseamnă să te tem de Dumnezeu? Înseamnă să te asumi păcat? Și înseamnă să vezi pe Dumnezeu sfânt, sfânt, de trei ori și să toată lumea de adunarea să ne amin. Amin. Și să vezi păcatul să spui, Doamne, nu mai dau vina pe nimeni! Nu mai spun că pentru păcatele mele se devine cu dar și cu dar și cu dar și cu dar. Doamne, ești drept, ești sfânt, ești perfect, n-ai nicio vină, singur vinovat sunt eu și merit să mor. Să binecuvânteze orice inimă. Amin. Și dacă până în seara aceasta ți-ai permis să întinzi coada cu Dumnezeu și nu te-ai chemut de Dumnezeu, te invit în această seară.
Dumnezeu să te ajute să te temi de El. Amin. Și să-L respecti. Amin. Trăi o viață nouă. Glorie Domnului. Amin. Dacă până acum ai fost vrăjmașului, devină din țara aceasta, prietenului. Amin. El n-are nevoie de apărător. Dar trebuie să apere adevărul și să trăiești adevărul. Acest om n-are niciun rău. Acest om este adevărul. Trebuie de partea Lui. Devin unul dintre ei Lui. Mă rup de tine pe cruce. Dar te invit să te temi și tu de Dumnezeu. Treci de partea Lui, treci de partea mea, treci de partea noastră. Putem să facem adunare la Golgota, da? Putem să facem adunare pe cruce. Chiar dacă toți huleți, fluieră, draga sort, își bat joc de personajul ăsta. Noi doi, care suntem deveniți justiției și am fost să răstigniți pe cruce și suntem gata să murim. Putem să dăm o lecție a istoriei, să venim de partea Lui Iisus și El a dat-o. Și eu predic de El în seara asta. Dumnezeu să fie binecuvântat în halul Lui, strălucită. Glorie Domnului! Și-a risipit viața. Dar începe să trăiască înțelept ultimele 5 minute. Și unul din dovezile înțelepciunii Lui este punctul 3. Teme-te de Dumnezeu. Dumnezeu să lasă frica și respectul față de El peste toată adunarea. Și ultimul gând care vreau să spun în seara asta, care este foarte frumos și este coroana celor trei, este că El ne invită pe toți și pe mine m-a invitat atunci când am stat în fața Bibliei, să cred. Să cred în Cel care stă pe cruce. El a crezut. A crezut atât de profund. V-am mai spus aici și am spus în multe locuri. Mi-e jenă de acest om de mult. Pentru că El a fost invitat să creadă într-un împărat care are o împărăție când Iisus era desfigurat la față. Era Israel proiectat cu sute de ani în urmă și așa. N-avea nici frumusețe și nici strălucire, nimic care să atragă privire. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii obișnuit cu suferință. Era așa de disprețuit că se întorcea față de Lui. Și asta ce făcut și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă nouă astăzi pace, a căzut peste El și prin rădile Lui suntem tămăduiți. Binecuvântat să fie numele Lui. Iată pe cruce, fără frumusețe și fără strălucire. Să văd eu în El un împărat, e complicat. Să văd în El un împărat când trag sos pentru haina Lui și Dumnezeu pe care El îl invocă aici în rugăciune, Tatăl, iartă-i, nu face niciun gest. Dacă e Fiul lui Dumnezeu, mă asociez și eu cu iarăți. Ar trebui să fac un gest. Dar dacă nu faci nimic, am îndoieri. Nu știu dacă pot să cred în El. Și totuși omul să ne dea o lecție tuturor în seara asta. Cred în acest om care moare cu noi gălat. Că este Fiul lui Dumnezeu. Că este împărat. Că are împărăție. Că va veni în împărăția Lui. Că eu mor, dar nu o să dispar. Că o să fie învierea morților. Și când va fi ziua socoterilor, nu știu ce se întâmplă acum. Mă rog, cred în toată povestea asta. Și cred cu toată inima și văd un om desigurat, bătut, obosit, zdrobit, care nu și-a putut să nici crucea. Deși tot ce văd este un peișa sumbru care mă invită la îndoială. Eu învin toată forma de îndoială și cred că El este împăratul împăraților și Domnul Domnilor. Și cred că El are milă de mine. Acum, în momentul ăsta, eu pot să primesc mântuirea și pot să ajung în împărăția Lui. Și o să-L rog. Doamne! Doamne! Adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăție. Câți dintre noi am fi dat vreo șansă să rugăciunez? Eu cred că ești. Iisus în secunda următoare s-a întors și a spus. Am o veste bună. Nu să mor cu semne de întrebare liberat de popi și de predicat. Să mor liber, fericit, strălucitor. Azi vei fi cu mine în rai. Binecuvântat să fie numele Domnului. Binecuvântat să fie numele Domnului. Aș vrea să mor și eu ca El. Dar nu pe cruce. Dar cu credința Lui, cu strălucirea din inima Lui, cu eliberarea din inima Lui și cu bucuria din inima Lui. Nu știm când vom muri. Dar trebuie să murim împăcați cu Dumnezeu. Și cu credința în inimă, că dincolo de moartea fizică, ne așteaptă Iisus Hristos cu brațele deschise și vom fi pentru totdeauna cu El în slavă. Din toată adunarea. Amin. Amin. Asta da pocăință! Viața trăită fără Dumnezeu e risipă. Dumnezeu să te ajute, să mă ajute să nu ne risipim viața.
Dumnezeu să ne ajute să înfruntăm toate plăcerile noastre și tot ce ne place. Dumnezeu să ne aducă o viață nouă. Dumnezeu să ne binecuvânteze cu frică de El. Dumnezeu să ne ajute să credem în El și mai ales în Împărăția Lui și în Veșnicia Lui. Cu toată adunarea să spunem Amin. Amin. Invit grupul aici să vină în față să cântăm o cântare despre cruce. A murit ca să trăiască. A murit. Nu s-a rugat să coboare jos de pe cruci ca celălalt, ci a plecat sus de pe cruci, pentru că a vrut să fie cu El în cer. Și a risipit viața, dar a știut să trăiască 5 minute înțelept. A urcat pe cruce, împovorat, apăsat de demon și păcat. A urcat sus de pe cruce, liber, fericit, la braț cu Iisus Hristos. Drum bun și ție. Iisus Hristos e în adunare. Pocăiește-te în seara. Cântăm și apoi voi înălța o rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Aleluia. Lăsați-vă, cercetați-vă. Thank you.
plecăm capătul în prezența Lui. Nu știu cine și cui Dumnezeu s-a adresat într-un mod direct în seara asta. Aș spune că tuturor. Dar poate că sunt aici suflete pe care Domnul le-a vizat într-un mod direct și categoric. Poate care sunt în față. Vreau să mă rog pentru cei care simt în inima lor că vor să-și predea viața în mâna lui Dumnezeu într-un mod clar și categoric. Dacă te-ai depărtat de Dumnezeu și vrei să te întorci acasă. Dacă ai simțit că te-ai depărtat și mai ai bucuria lui Iisus în viața ta, vreau să mă rog și pentru tine în seara asta. Dacă simți că ai eșuat în anumite zone a vieții tale și trăiești o viață dublă, ascunsă și vrei în această seară să faci de rușine că diavolul să te întorci cu toată fața spre Dumnezeu, mă rog pentru tine în seara asta. Dacă ai o problemă care nu vrea să știe nimeni, dacă vrei să o aduci înainte lui Dumnezeu și Dumnezeu să te aducă pocăință în ziua, în zona aceea, vreau să mă rog pentru tine și pentru mine în seara asta. Dacă sunteți aceștia aici, nu vă rușinați, ridicați-o mână sus și vreau să mă rog de mine în seara asta. Domnul să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dacă mai sunteți persoane care vreți să vină la Iisus în seara asta, pe lângă jubinele care se ridică, dacă mai sunt și vreau să vă rog și pentru mine în seara asta. Vino la Iisus oricine ești. Dumnezeu să este primeasă. Dumnezeu să este scrie numele Tău în cartea vieții. Glorificat să fie Domnul. Dacă mai este cineva care s-a autorit între timp, Dumnezeu să vă binecuvânteze acolo în spate și băiatul aici în față. Domnul să fie slăvit. Vino, Doamnă, vino, domnișoară, vino, Flăcăule, vino, Fată, vino, domnișoară, veniți la Iisus Hristos. Iisus Hristos este cel care are milă. Iisus Hristos este cel care are răbdare. Iisus, iar-te, Iisus, iar-te, Iisus, iar-te, mântuie. Iisus, iar-te, în Golgota. Schimbă viața ta și a mea. Nu stai cu cea veșnici. Noi o să plecăm. Tu vei rămâne. Să nu mai știi. Dacă mai este cineva, în afară de mine, trebuie să rog. Dar între timp s-a hotărât pentru Dumnezeu. Mă rog, pentru tine. Ține mâna ridicată sus. Lucrează, Doamne, orice e. Doamne Iisus, îți mulțumim pentru seara aceasta de har. Îți mulțumim pentru puterea pe care ți-a arătat-o în cântare, în rugăciune și în Evanghelie, Doamne. Doamne Dumnezeule, sunt surprins de harul Tău, Doamne. Feuriți! Pe care îl iubești seara de seară și zi de zi peste noi, Doamne. Îți mulțumim și cere binecuvântarea Ta în atingerea iertării peste orice mână ridicată, sângele Tău, care are putere să ierte, să spere, să libereze orice intră de vicii, de legături, de păcate, să se arată la urmarea izvorul vieții. Și o nouă viață să vină, și o nouă schimbare să vină peste inimile care au fost prinse în lațul diavolului, aduc viață nouă în numele Lui Iisus. Îți mulțumim că vii să ierți. Îți mulțumim că vii să dai o nouă speranță și o nouă dimensiune. Multor vieți blocate, închise, vitrine, că ai venit să despetrezi multe inimi, care ți-au auzit vocea ta, că ce se zice mâine,